Vă spun bun găsit la ceea ce noi am numit aici ora de artă. Ei nu mai sunt faimoși și nu mai sunt războinici astăzi, sunt artiști, pentru că vor desena și un coechipier va trebui să ghicească. E un joc extrem de amuzant, ne vom distra în următoarea oră, să spunem. Iată despre ce e vorba pe scurt. Se joacă până la 5. Se formează echipe din câte 2 concurenți, unul desenează, iar celălalt ghicește. Cel care desenează aici n-are voie să vorbească. Cuvintele sunt aici la mine pe tabletă, când o să veniți o să vedeți cuvântul. Aveți practic 2 minute, da? 2 minute în care desenați. Dacă e un cuvânt care nu vă place și, nu știu, e mai greu de pictat, de desenat, atunci puteți să săriți peste el. N-aveți voie decât să săriți 2 cuvinte, da? Deci 2 cuvinte puteți să schimbați. Repet, se joacă până la 5, iar în caz de victorie, echipa care va merge la vilă sau la baracă va avea acolo o mare surpriză! Cine pictează, sau e cineva care pictează dintre voi, care a pictat? Eu, unul, mă duceam la ora de desen dintr-un singur motiv. Îmi plăcea foarte mult profesoara. Asta era motivul. Acum pot să recunosc motivul în care mă duceam la desen, în rest stădeam cu mingea la coș toată ziua. Deci e vreunul care are înclinații în acest sens? Așa! Ia. Eu pictez, dar nu desenez. Îmi place foarte mult să mă joc cu culoarea pe pânză, dar nu le am cu desenul. Deci eu, păi mai și călărești, mai faci și scrimă, da? Ok. Bun, deci teoretic ar trebui să ai un avantaj. Dar astăzi eu o să deseneze Ana. Ah, deci ok. Bun. Îi testăm calitățile de pictor. Am de înțeles. Desenator. Ne-am lămurit din echipa faimoșilor, dintre artiștii. De la faimoși, cea care pictează este Cristina. Să o aplaudăm pe Cristina! Să aplaudăm pe Cristina! Aici e cineva care cântă. Da, e cineva care cântă, da, e cineva care pictează, vă rog. Hop! Hop! Ce îți place să pictezi? Eu am terminat liceul de arte. Aaa, ce frumos! Bine, uite! La final ne pictești ceva? La... Nu. Nu, tu aici și Cristina aici. Nu? Nu pictez. Nu pictez, doar desenez? Nici astăzi nu o să desenez, da. Desenez Alin. Alin? Da. Am toată încrederea în el. Alin? Nu am încredere în mine. Am eu pentru tine. Dragii mei, dragi artiști războinici, dragi artiști faimoși, ideea este următoarea. În cazul în care vreunul dintre voi suflă, da, deci zice vreun cuvânt pe care nu trebuie să-l spună, ca să știți de la început, să nu avem nicio discuție, să nu fie nicio supărare, da? Vi se scade un cuvânt, vi se scoade un punct. Deci asta este regula jocului, repet, dacă suflați, se scade un punct. Clar? Ok. Deci am aflat câteva lucruri interesante despre Cristina, despre Corina, dar ele nu vor desena. O să deseneze Alin în partea cealaltă, o să deseneze Ana în partea cealaltă. O să vedem cine desenează, că de fapt acolo este, cum să spun eu, toată savoarea acestui joc și toată frumusețea acestui joc. Nu are legătură neapărat cu cel care ghicește, ci cu cel care desenează. Bun, acestea fiind zise, vă reamintesc, mare surpriză vă așteaptă, dar oricum o să vă distrați fără doar și poate. Primul meci. Okay. Nu știu care desenează, domnul Cristi Pulha cu Roxana Vancea. Care dintre voi desenează, vă rog? Roxana desenează! Roxana desenează! Dragilor, pregătiți-vă! Cristi Pulha nu desenează, el a desenat pe teren când juca fotbal foarte frumos. Extraordinar, cum ar spune domnul Cornel Dinu, verticaliza frumos. Avea tot timpul mingea la picior. Iar Roxana va desena. Da. Da. Ce? Atenție, 2 minute, da? Suntem gata? 2 minute. Gata? Start! Hai să vedem. Ochi. Car. Căruță. Jug. Mașină. Bicicletă. Ia să vedem. Nu văd de cap. Hai mai așa. Copac.
Ciupercă. Bob de mazăre. Eu aș vrea să spun, dar nu pot. Ciupercă. Bec. Hop. Hai. Albina. Gândac. Greiere. Ghelele ele se portă. Ce are cu coada aia? Pisică. Mai șterge că nu mai șterge, ai loc. Șterge, dar nu buretele sunt imediat. Imediat. Hai rapid. Mașina e făcut-o. Tir. Banană. Ce? Pană. Păstai! Da. Pix pană, nu știu. Pix o pană, mă, cum trebuie. Ia, da, buretele, imediat. Brățușcă. Cloșcă, găină. Ai desenat bine capul ăla. Hai! Change! Soare! Da! Soare! Soare, mă, ce-am zis! Soare a zis! Soare rămâne, e noapte, dar e... Noapte, soare. Dar e soare în inima mea! Le-ai ridicit toate! Da, nu! Câte au fost? Vă spun eu imediat câte cuvinte au fost. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte cuvinte! Trecem aici la Roxana și la... Cristi Pulhac, 7 cuvinte, nu mă așteptam. Bravo! Deci, recapitulare, nu pentru teză, eu am apucat recapitularea pentru teză. 7 cuvinte au reușit să ghicească acest cuplu minunat format din Roxana și Cristi Pulhac. Un alt cuplu minunat va veni în fața dumneavoastră. E vorba de Ana Maria Odvo și de Iulian. Pâtea, cine desenează? Iulian desenează, mergem aici și are emoții Iulian. Mă cheam în traseu decât să stau aici. Are emoții Iulian. 3, 2, 1, acesta este primul cuvânt, start! Umbrelă. Hop! Nu, îl șterge, mă, lasă-l, că ai loc. Sac. Telefon. Hop. Ce urmează? Ia să vedem. Telefon. Hop. Hai. Hai mai repede. Ochelari. Acum să văd. Acum. Pas. Fereastră. Carte. Caiet. Hop. Zar! Masă! Hop! Pas! Hai mă, mai repede! Acolo, că văd! Vierme, șarpe! Ok, nu mai poți să zici pas, da? Nu mai poți să zici pas, hai! Desenează, mă, că înțelegi! Desenează! Nor, pălărie, șapcă... farfurie? Mulțumesc, bravo! Ne oprim pentru că ați câștigat deja. Ne oprim, deci nu pot să număr cuvintele. 1, 2... Ai vrut să fie cirapă, să înțelegeți, da? Ok! Uite ce tremură mâna! Ți-am zis să nu-ți faci griji, că eu te înțeleg mai mult decât trebuie să te exprimi. 8 cuvinte corecte pentru cuplul Ana-Iulian. Scorul devine în acest moment 1-0 în favoarea războinicilor. Scorul momentului 1-0 în favoarea războinicilor. Mergem mai departe. 3, 2, 1, haide! Hai să vedem pe ea.
1, nu-i pistol, stop. Gata, s-a terminat. Era scaun. N-a fost rău, sincer. Mamă, dar am avut unele grele. Când a zis vierme, mi-am murit. Elicopterul s-a validat. Deci, atenție, ia să... Deci, uitați-vă, ăsta e elicopter. Acesta este un elicopter. La următorul, următorul ce era, Cosmin? Tot de sus. Ăla care? Perie de păr. Perie de păr. Da. Aceasta este o perie de păr. Dar să știți că eu desenam mai prost. Mult mai prost decât el, credeți-mă. Dar rămân cu pantoful cu toc, care este genial. Da. Bravo. Bravo! Pantoful cu toc, Yamato a desenat, Ferruccio a ghicit. Iese la tablă, doamnelor și domnilor, elevul Andronic Alin. Poftiți, vă rog! Domnișoara Corina Petruț, hai să ai baftă. Așa, dă-te mai spre faimoși puțin. Ia vezi. Atenție! 3, 2, 1. Du-te, hai! A văzut că e hoțoman! Hoțoman! Tablă, bloc! Hai mai repede! Masă de ping-pong! Teren de fotbal! Ok! Hai mă, ce... Mai repede, hai! Da, 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 da! Cort, farfurie, potecă, pistă, ce e aia? Farfurie zburătoare. Zic, Corino. Ce e aia? Vapor. Pas. Pas. Aoleu. Toată lumea e în picioare, așa, așa, m-am uzit. E toată capă. Lumea. Casă, castel. Da, castel. Da. Hai mai repede. Hai. Cârlig. Umbrelă. Pus-o invers. Hai mă, Corino, mă, chiar așa. Hai că ți l-a desenat. Ce-i aia? Liniște, Ana. A zis că e doar bine. Umeraș. Așa, mergem mai departe. Acum ia să vedem. Furculiță. Mama ei de furculiță. Ce e ăsta? Mai aveți 30 de secunde. Cuțit. Ce? Mai desenează ceva. Ce? Mamă. Omul acum sincer cred că face bine ce face, da. Eu zic... Dar nu știu ce sale, nu. Bine, frate! 10 secunde, pas, hai! Hai, ultimul cuvânt, ia să vedem! 3, 2, 1, stop! Stop! Aia era cleta, aia era caseta! Câte cuvinte corecte avem? 3 cuvinte corecte! Ia, ia, ia să vedem! 1 la 1! Deci, asta, e să știi că, ce crezi că e asta, Corina? Ce te-ai înroșit așa? De ce te-ai enervat? Păi nu știu ce e aia. Periuță de dinți. O periuță de dinți. Eu m-aș fi gândit. O periuță de dinți. Ți-a făcut gura. Aia e gură. A fost catastrofă, dar Alin m-a întrecut la cuvântul ăla. A fost Alin. Corina e foarte supărată. Corina e extrem de supărată. Pot, am zis pot. Pot, cine, cine a zis pot? Care? Eu am zis pot. Yamato a zis pot. Ăsta e umeraj. Asta ce e? Am încercat să fac pasă de dinți. Eu m-am înmurit. La locurile voastre, vă rog. Vezi, artiștii sunt de neînțeles, dar eu cu Alin ne-am înțeles. Reținem vorbele lui Yamato, artiștii sunt de neînțeles. Așa este. Mulți dintre noi nu-i înțelegem, dar ei s-au înțeles între ei. Yamato cu Alin s-au înțeles. Se poate data viitoare să facă alegeri. Doamnelor și domnilor, acum pășesc nu pe covor, pe nisip, Cristina și cu Ana. Acestea fiind zise, stimați telespectatori, nu, vă rog, terminați cu codurile voastre. Să pornească ceea ce noi numim cronometru. Haide! Hai! Banană! Da, hai mai repede! E o casă? E o masă? E un zar? Ceas?
Bă, dar extraordinar! Nu văd, nu văd, hai! E un pește! Fa, dar să știi că nu desenează rău! E, acum... Pas, nu știu! Pas. Floare, floare, pas, floare, pas, ce? Pas, 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 pas! Acum, hai. Să vedem! Acum! Acum am murit toți! Extraordinar! Ce căpim! Nu știu ce-ați, geantă, geantă! Geantă! Calculator. Calculator, computer, laptop. Da, computer. Computer, cum, așa. Să zice așa. Văd că sunt mică. Cheie. Ce ai de capul meu? Hai, hai. Nu ghicește zi alta. Nu, nu știu ce e asta. Nu ghicește zi alta. Zici pas sau nu? Zi, zici zi pas, zi pas, zi pas. 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 Este ultima oară când poți să zici pas. Nu, pas. N-am cum, n-am mai loc. Nu, nu poți să zici pas. Mai șterge repede, nu, hai, nu poți hai, să zici hai. Pas și trebuie să desenezi. Desenează, Ana, desenează. Nu poți să știi ce desenezi. Așa, așa. Gar. 30 de secunde. Dinozaur. Dinozaur, a zis. T-Rex ăla. Nu, zi mai multe cuvinte. Nu știu. Dinozaur, Yamato. Crocodil, crocodil. Așa, mai departe, hai. 10. Casetofon, radio. 5, 4, vapor. 3, 2, 1, s-a terminat, e vapor, se validează. Bravo! Ia să vedem, Ana, vină puțin. Asta, asta era direct, nu, ăsta e foarte frumos, crocodilul. Crocodilul. Deci avem un total dar de... Dar spune-mi ce era asta, nu știu ce era. 10 veioză. Cuvinte. Oh my God! Aceea, da, aceasta este o veioză. 10 cuvinte aveți. Dacă Ana fere! Și Cristina au 10 cuvinte. Auzi, care ați începutul ce următorii, din nou, avem un cuplu care vine în fața dumneavoastră în aplauzele noastre ale tuturor. E vorba de Betty și de Ciprian. Mulțumesc! Poftiți! Betty, da? Cine desenează? Haide! Ciprian, Ciprian. Haide-o, artistul. Ciprian, artistul desenează, artistul. Să vedem dacă e artist înțeles sau neînțeles. Silași, hai. Silași, hai, auzi, 3, 2, 1, hai Silași. Hai Silași. Banană, pană, mazăre, pâine. Pas, pas, ok, pas. Bun! Mai departe? Băd! Scară! Așa! Steag! Ok! Merge! Oda! Ușă! Bun! E, acu-i acu! Acu-i acu! Dar are ceva talent. Vază de flori. Vază. Cană. Apă. Pas. Așa, te rog, eu nu te enerva. Te rog frumos că... Deci gata, s-a terminat cu pas. Fluture. Ok. Toată lumea se uită în asta. Și toată lumea se uită. Și toată lumea. Adidas, Bocanc. Nu mai ai voie. Gheată, papuci. Bă, da, da, da. 30 de papuci? Secunde. Dar nu mai voi să zic papuci. Câine. Nu mai ai voie să zici papuci. Câine, pisică, vacă, s-a terminat, s-a terminat markerul. S-a terminat markerul. Ia markerul de aici, s-a terminat markerul. Ok. Unicorn, rinocer. Ce e, mă? 4, 3, 2, 1. Nu te enerva, mă, ce fiară, te rog frumos, mă. Cal fără cum, ce poate fie? Cal fără cum. Vă rog, eu nu vă certați. Vă rog frumos. Luați, vă rog. Vă rog, luați-vă și îmbrățișați-vă, nu vă certați, vă rog frumos.
Da, ia, ia. Nu, fustă. Se ceartă într-una, fustă. Nu ne certăm pe fustă. Am făcut... Aia-i fustă. Și chestiile astea de aici... Da, le-am adus în eroare, zice. Cum să te duc în eroare? Era o chestie... Ce era cald fără cor? Era noi, de unicorn. Ei au ghicit 6 cuvinte. Bine, mă, bravo! Vă rog eu... Era cald, da. La, trebuie să... Hai, mă, dacă ăla-i picioare, nu? La fustă, trebuie să pui niște picioare. Da, papuc. Ei, ăsta... Ăsta era un papuc. La scorul de 2-1, în favoarea artiștilor faimoși, vin... În fața dumneavoastră, Mirel și cu Cristian, dragi. Domnul Mirel, nu cu... Nu. Domnul, artist, vă rog, artistul Cristi, atenție, ne pregătim. Mirele, abia aștept să văd cum ghicești tu. Ești mare personaj, ia că a venit momentul tău. Hai, 3, 2, 1, start! Floare. O floriță. Da, care cânți la ea? Nu. Medalion, brățar, lanț, colier. Hop! Ciupercă. Bun, corect. Cutie poștală. Sonerie. Ciocan? Da! Pahar, cană? Ok! Mai departe? Iamato nu mai trage cu... Bine, poți să, da, poți să tragi cu ochiul. Corect? Sunt foarte curios. Linguriță, polonic? Poți să zici pas dacă... Nu știu ce, pas! Pas! Pas. Floare, greblă, furcă, furcă, greblă, lopată, nu, furculiță. Da, da, e corect, e corect, e corect, ce e corect, e corect. Mamă, ăsta e greu. Ăsta e extraordinar, ce-o, 10 secunde mai sunt. Vagoane. 5, 4, 3. 2, da! Și s-a terminat! S-a terminat! Da, seringă! S-a terminat! Păi și de ce îi faci acolo, așa îi faci rotund? Păi mi-a aici, unde mă rotund? Ia că se ceartă, se ceartă! Uite aici! Aici e acum! Nu, păi stai capătul, mă împing, seringă! Păi și de ce ai făcut săgeata așa? Păi am făcut, da, s-a dus aici. Incapabil pe care ești! Bine! Cred că totuși, nu, cred că totuși, cred că are dreptate și Mirel, are și Mirel dreptatea lui, nu, nu, cu seringa. Cu seringa. Bă, mi-a ieșit foarte bine. Trebuia să nu-i fac nimic, să-l las așa. Da. Bun, deci în total 7 cuvinte ghicite de perechea formată dintre Cristi Geamăn și Mirel Drăgan. Mergem mai departe. Încă un cuplu vine în fața dumneavoastră. E vorba de cel format dintre Naomi și Doru. Oh, da, da. În aplauzele noastre ale tuturor. Cine deferează? Doru. Naomi. Hai, da, cum să vedem. Mult. De să ce vedem, Dacule. Și tu vorbești. E multe, multe. Ok, 3, 2, 1. Să vedem. Mai repede un pic, Doruț. Lăsați-l, mă, să... Stilou, pană, fix, săgeată, pensetă. Bun. Da, corect. Doru, 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 uite-te. Hai, Doru. Căciulă... Cutie, cană, capac, borcan... Pas. Pas? Nu mai zice pas, lasă să... Mergem la următorul cuvânt pentru că a zis pas, Doru. Carte, biblie, caiet, masă, teren... Pare simplu, dar e destul de dificil de desenat, serios. E greu pentru ăla care desenează. Cub, zar. Un minut, mai aveți? Hai. Haide, măi, haide.
Fă ceva pe lângă, Doru, să-mi dau seama. Și voi vă certați. Vă rog, ideea este să ne distrăm, nu... Nici ochii ce este nici pe ăsta. Ia! Ridiche, ceapă... portocală, măr... Da! Cireață. Da, da! Măr, măr, măr! Mai departe, mai departe, mai departe! 30 de secunde, ia să vedem dacă... Soare, raze... Nu, n-a desenat chiar rău, Doru, serios! Daia, 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 cum îi zice la aia? Daia, daia de mare. Că daia de mare, daia, cum îi zice, mă, zi? Caracatică. Mai zi. Hai, că nu mai e. S-a terminat. Da, vezi că acolo okay. I-ai dat. Deci avem la mare, ca număr de cuvinte ghicite. Te strânează și tu, frate, mai repede. Nu, nu a rămas, nu. Stai să vedem numărul de cuvinte. Era cutie și ăla era la păi și-am zis cu. Cuplul format din Naomi și Doru, vă rog, nu vă certați, vă rog frumos. Naomi și Doru au ghicit trei cuvinte. În acest moment, scorul devine 3-1 în favoarea faimoșilor. Hai! Începe runda a doua, în care regula jocului spune că se inversează. Cel care a vorbit desenează, cel care desenează vorbește. Și, din nou, cuplul care a deschis, e vorba de Cristian Pulhac și de Roxana Vancea, dar, vă rog, vă rog, poate să desenezi cu piciorul? Să trăiți, bine ați venit. Desenează cu piciorul, mă. E pas, din prim. Glumesc. Bun, ok, gata, Roxana? Roxana, Cristian? Da? 3, 2, 1, să înceapă distracția. Ia să vedem. Ia, talentat? Roche. Extraordinar, stimați telespectatori. Hap! Merge mai departe. Și la celălalt de nu l-ai știut. 15. Clopot. Extraordinar. Bravo, mă. Hai, hai, hai. 7. 5. Ce dracu e aia? 4. 3. 2. Banană, banană. Nu e banană, nu e banană. Nu este banană. Felicitări. Foarte frumos. Foarte frumos. E, atenție! Atenție! Da, nu. Chestia asta... Asta e pâine. Asta e pusă. Da? Iar dacă vreunul ghicește ce să ăștia... Ce să ăștia? Poarta sărutului. Asta, ce e asta? Poarta sărutului, da. Nu e poarta sărutului. Ce e asta? Stimați telespectatori, aceștia sunt, nu, în viziunea lui Cristian Pulhac, niște pantaloni scurți, da? Deci asta este, asta este, sunt pantaloni scurți, da? Mulțumim frumos și noi, vă dorim mult succes în continuare! 7 cuvinte au ghicit
Roxana și cu Cristi Unhac. Mergem mai departe, din nou vin în fața dumneavoastră Ana Maria Odvo și Iulian. Ana vine aici. Iulian, ia să o vedem pe Ana cum... Vreau să vă zic un secret. Sunt cea mai mică din familia mea și îmi desenau frații mei când mergeam la școală. Da, da. Și eu, nici eu nu desenam. Așa spuneam și eu când luam trei la desen. Nu vezi? Nu poate. Bun, sunteți gata? Cred că da. Ok. Poți să vii. 3, 2, 1, începe! 3, 2, 1, repede. Ia să vedem. Ba, nu, chiar. Șoarece? E tot animal, nu? E rău sau? E la mine, mă, că e rău. Păi, de ce? Tigrul meu? Da. A zis? Da, a zis rău. Da, atenție. Dar cine poate să creadă, mă, Mirele, că e leu ăla? Nimeni, mă. Nimeni. Mumie. Sarcofag. Extraordinar. Gitară. Pas, pas, pas. Piața mea mai cutată. Te rog eu. Abia aștept să iau stilou. Val, val, val. Și să... apă, mare, ocean, râu, ghibășel. Te-a luat valul, Iuliane, zice Roxana. Te-a luat valul. Bă, șterge. Nu înțeleg nimic. Hai că se poate, hai, e apă. Apă, hai, piscină, insulă, palmier, nisip, țărm. Da zi! Da zi o dată, mă! Da zi, bine zi, mă! Păi n-am ce să zic, o insulă, ce să zic? Ultimele 30 de secunde, acum vă rog, vă rog, cu mare atenție, să vă uitați la ce desenează Ana, vă rog. Pisică! Păi fă-i în fața! Momentul de glorie! Maimuță! Da, maimuță! 5, 4, 3, 2, bă, dar de la 2, coadă, la leu, 1. La leu mi-am dat seama, tot de la coadă. Și la deci, tot de la coadă. Ce s-a întâmplat? El se certa cu Cristi în loc să se uite ce eu desenez. Hai, Ana, te rog frumos, dar de ce vă enervați? Ana, de ce? Dar ce era acolo? Ok, liniște vă. Vă rog să nu vă, vă rog frumos, nu, nu s-a certat cu Cristi în niciun fel. Deci... Băi, aștept imediat să te văd, Cristina, pe tine cum desenez, că am văzut că hai, ai multe de comentat și abia aștept să te văd. Hai mă, ca fode, vă rog frumos, hai, de ce e, să... E drăguț, dar abia aștept pe Cristina să văd cum dă cu pensul la că... Așa ceva nu mă așteptam. Domn profesor, aici. Bravo, haide, putea. Să depășim momentul, Ana. Hai să depășim momentul. Ce e sarcofagul? Mă rog frumos. Da. Deci sticlă, aceasta este o sticlă. Sticlă. Asta este o sticlă, da? Sticlă. Uite fața, ce arată. Sticlă. E un bidon. Da, sticlă. Uite, un bidon. Așa arată, aceasta este o sticlă, stimați telespectatori, și acesta este un bidon. Auzi, și asta să știi că este o plajă, exact ce ai zis, nu, cu tărul. Și nu, eu vreau să șterg tot și să rămânem cu leu. Vrem să rămânem cu leu? Hai să rămânem cu leu. Deci, ștergem tot, vă rog, vă rog. Pentru cele două animale care le ghicite, spune. Nu, îl șterg, puneți mâncala tata de leuți. Ce leuți frumos. Nu, stai puțin, că o facem ustul, nu? Ne-nșteți coada la leu. Uite coada la leu. Și ce... era așa. Nu, aia la maimuță. Uite, că nu. Eu i-am făcut-o. Nu. Ca să nu te super, te rog frumos. Acesta este un leu. Leu. Acesta este un leu. Rămânem cu... Cred că este imaginea serii. Un leu. Acesta este un leu, stimați telespectatori. Dacă este leu, este un leu. Iuli, dacă îți făceam un ban, găseai leu? Leu. S-au certat, leu. S-au împăcat. Exact așa am făcut și au făcut un leu, au făcut și o maimuță. Au făcut și ei ce au putut la ora de artă, stimați telespectatori. Și au ghicit. Două cuvinte au ghicit.
Și scorul devine 4-1 în favoarea faimoșilor. Bravo! Doamnelor și domnilor, Yamato și Ferruccio vin în fața dumneavoastră. Tu te rog să te duci când... Sunt stângați, dar cu dreapta. Cu dreapta? Se numește dezastru. Nu știu dacă se numește dezastru. Mai bine dezastru. Desenează cu picioarele. Care mobilitate. Ok, 3, 2, 1, domn Ferruccio, por favor. Maica mea. Câvlig, stilou, pană, peniță. Trăsură. Mașina de cusut. Pas. Ață. Pas. Baia de ulei de la mașină. Nu, 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 nici măcar nu vă trece prin cap ce. Nici. Plantă. Floare. Ghiveci. Pământ. Vază. Bine. Bine, bine zice. Ia să vedem. Și a dat drumul la mână. Da, și eu, e mână. E mână, merge pe nerul. Drum. Merge pe nerul. Pod, pasarelă. Merge pe nerul. Mi s-a umflat vena la gât. Da, nu, mie nu, da. Zâu. Ocean, pas. Pas. Ocean, pas. Nu mai aveți voie să spuneți pas. Și așa suntem terminați. Suntem terminați, zice Yamato. Televizor, cuier, geantă, protecție de costum. Ce-ai făcut și mă Ferruccio aici? Geantă, bagaj. Ce? Da, nu mai zi! Pașaport. Plic, plic. Nu mai ai voie să spui pas. Scrisoare. Ultimele 25 de secunde. Desenează-le pe alea de jos. Cred că Yamato mai are puțin. Și ia pupitru și aruncă. Ia pupitru și aruncă. Mașină. Dar să privim cu casă. Umor. Cu mult umor. Altă șansă n-avem. Ultimele 7 secunde. Că nu 5, înțeleg. Tablou. 4, da, mă, da, da, 3, 2, 1 și s-a terminat. Ei. Da. Vă rog. Stați aici, mă rog. Deci, de asta chiar este ușa. Interesant. E, acum. Eu am pus mâinile în cap. Nu, nu spuneți. Poți să vii aici așa, hai lângă. Deci, ce credeți voi că este chestia asta de aici? Două cuvinte au ghicit de ei, două. Că ce este chestia asta de aici? Mixer, reloc. Ceva de bucătărie. Vă dau un indiciu, astea sunt degete și astea sunt. Deci a făcut o mână cu trei degete. O mână cu trei degete. Ojă, frate. Ojă. Ojă. Da. Și ăsta... Ăsta de aici. Ăsta de aici. Era la vilă în față. Nu, Yamato, te rog eu, liniștește-te. Te rog, calmează. Și șocat. Hamac. Calmează. Bună, dar hamac cu invers. Este invers, dar voi vă dădeați peste cap. Este hamac. Acesta este un hamac. Astea-s valurile. Hamacul era... Nu te însesc mâna, ești un artist mai slab. O serie banană. Și ăsta era tablou. Uite, le-a agățat. Eu am crezut că ești cel mai slab component de aici la desenat. Tablou, dar desenat pe ăsta prima oară. Deci două cuvinte au ghicit. Yamato s-a enervat la fel ca și Ana. Dar până la urmă nu m-am enervat. Nu, doar puțin s-a enervat, da. Nu m-am enervat. L-am pus în temă. Dar am găsit un desenator, un artist mai slab ca mine. Ceea ce au fost artiștii. Artistul domn Ferruccio. Să nu mergem la mare să facem picturi, că nu vindem. Yamato și Ferruccio au ghicit două cuvinte. Mergem mai departe. Vin din nou Corina și cu Alin. Hai! De această dată desenează Corina. Eu încă sunt șocat. Yamato este în continuare șocat. De dar e în regulă. Hai, Corinu, hai, totul e bine. Hai că începem bine. 3, 2, 1, te-am lăsat să te uiți. Go! O, da, a început, îi merge mâna. Îi merge mâna, îi merge, îi merge, îi merge, îi merge, îi merge, îi merge, mâna, îi merge mâna. Aparat foto. Cameră de filmat. Dacă le combinăm. Cameră de fotografiat. Hai, mergem mai departe. Aia cu ea. Ce tensiune e aici, o! Vază. Rachete, picioare.
Lumânări. Pas. Pas. Cuțite. Mamă. Continuă, Antonică, e bine. Nu, e pas. E pas, nu e pas, e pas. Carte. Nu, nu, nu. Listă. Stai. Nu mai ai voie să zici pas, Corina. Cum e ăsta? Cum e? E liniștită, nu, nu te enerva. Mai că trebuie să ghicesc trei. Pian. Pian, da. Mamă. Pahar de vin, masă, lumânare, sticlă, sticlă, sticlă de vin, eu știu. Da, vin. Și deja lucrurile s-au terminat. S-au terminat, ați câștigat, nu mai e nevoie. Bucurați-vă, sărbătoriți, pupați-vă, îmbrățișați-vă, faceți ce doriți. Ce e asta? Bowling. Bowling, stimați telespectatori. Bowling. Nu e rău, nu e de parte. N-am știu ce să fac altceva. Popici în viață. Bowling. Da, aia ce era pe diagonala la popici. Da, nu știu, fac mai bine. Bowling? Nu, în dreapta, în dreapta. Aia. Sus, lângă pahar. Ăsta pian. Aici? Da. Ăsta era bilet. Era un bilet, dar nu știam. Un bilet. Puteam să fac un bilet de tren, dar era deja... Un bilet de tren. Și cum? Bilet. Scorul momentului 4-2 în favoarea faimoșilor. Bravo! Și faimoșilor și războinicilor, artiștilor din această seară. Suntem la ora de artă. Vin din nou pe covor, mă rog, pe nisip. Nu, pe turnantă, la atletism. Ele cu gimnastica, Ana și Cristina. Hai! Ne pregătim! Ia să vedem. Albina? Înger? Să nu dărâmăm tabla. 10 secunde. Ia. Pisică? S-a strâmbat Ana. Șoarece. 2. Și s-a terminat. Sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Aia, asta e o bufniță. Dar acum, serios, seamănă cât de cât. Aduce cu o bufniță. Trambulină? Trambulină era prima. Sorry, zice Ana, nu văd. A văzut și ea cât a putut. Tobă, nu știam cum să zic. Nu, dar aia cu toba este extraordinară. Am făcut și ăla, dar nu văd. Așadar, după ce în prima rundă au ghicit 10 cuvinte, în această acum rundă, Ana și Cristina au ghicit 2, dar pentru că li s-a suflat de către Roxana, rămân cu un cuvințel pe care l-au ghicit. Nu vă necăjiți, nu vă supărați. Da, satisfacție, Ana. Ana, nici a trebuit să spui nimic, aplauze! Nu te-am lăsat pe tine! Ai văzut că eu te-am lăsat pe tine? Nu, nu m-am comportat așa ca și tine. Deci, un cuvânt. A căzut zero. Aceasta este regula jocului.
mergem mai departe și vin din nou în fața voastră Betty și cu Ciprian, care Ciprian a fost foarte nervos pe colega lui. Să vedem dacă se ne mai enervează din nou și la această rundă. Secundă! Așa, Betty, te rog. Ciprian, să știi că nu o să mă supăr pe tine, știu că n-am talent la desenat. Așa, deci am trecut de acea bufniță minunată. De aici începem, dacă ghiciți două cuvinte, da? Câștigați! Poate intrăm la ștafetă. Sau poate se face, cum zice Amato, ștafetă! Ștafetă! Ștafetă, stimați telespectatori! Atenție, 3, 2, 1, hai, Betty! Un cerc. Nu detalia, mai bine. Fain. Drăguț, nu? Și mie mi se pare fain. O tigaie. Nu tigaie. Am glumit. E o... opa. O cană. O un bol. Un bol, o farfurie, o... cană, o cupă. Dar nu-i chiar rău ce face pasta. Hai. Două cuvinte trebuie să ghicească. Avem ștafetă. Zicea Yamato. Aoleu. Betty și după Ferruccio Talent, cred că avem și pe Betty Talent, capuția. Sincer. E o pisică, e un câine, e o meduză, e un cred că îi luăm de mână și o împăianjă. Da, vorba, Yamato, dacă erau amândoi în echipă, pas, pas, aoleu! Am ajuns la cuvintele. Nu poți să mai spui pas, nu? Nu mai poți să spui pas. Poți doar să încerci să te întorci la celelalte cuvinte la care ai spus pas. Încearcă să ți mai dăm. Ștafetă. O să râdeți. Țigare. Da. Țigare. Nu știu că nu văd acolo de tine. Ăla-i soarele. Soare, stele, stele, lună, lună, ăla cum îi zice? 15 secunde, 15, Betty, nu te rog! Telescop! Telescop, a zis telescop! S-a terminat, așadar, 1-1 s-a terminat duelul din această rundă. Dintre Ana și Cristina pe de-o parte, de cealaltă parte Betty și cu Ciprian. Mici tensiuni, mici supărări, normale. Deci în condițiile astea punctul se anulează. Că aici nu avem, cum zicea Yamato, ștafetă, flag race sau de-astea. Nu avem aici la ora de artă. Și atunci scorul rămâne 4-2 în favoarea faimoșilor. Hai! Hai. Sunt curios dacă colegul meu poate să vedem. Asta vreau să văd, care e diferența, nu de valoare, la Kenpo, că nu mă pricep la chestia asta, nu pot să-mi dau cu ea, la desen, între Yamato și Mirel. Cu ce vrei tu? Având în vedere faptul că Mirel are un copil, o fată, trebuie să-i facă multe desene acum, să vedem dacă se pricepe. Hai să vedem cum desenează Mirel. Doamnelor și domnilor, 3, 2, 1, go! Un dulap? Nu. Nu e rău, dar... Masă, nu. Fereastră. Pat. Ok. Da. Acu. Sau nu? Dulap? Nu. Caiet? Carte? Carte? Ziar? Ok. Asta e grea de tot. Din punctul meu de vedere, Pulger, sau nu? Nu. Extraordinar, da! Cizme, șosetă, ciorap... Da, ciorapi. E, acum... Dar să vedem că Mirel are imaginație, cascadă. Eu tot am zis... Extraordinar! Ai văzut de unde... Aici e mai... Da, mă rog, nu pas, zice Mirel. Hai, dar pam, 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 pam.
Bilet. Note. Termometru. Afiș. Aer condiționat. Clima. Aer condiționat. Ai zis aer condiționat? Ia aer condiționat. Hai. Trepte. 20 de secunde. Așternuturi de pat, saltele, arc. Zi orice sau zi pas. 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 10 secunde. Meu. Nu. 3. Semne de circulație. 2. Treci, 1. Trecerea, nu. S-a terminat. Indicator. Ai fost aproape, indicator. Da. A. Indicator. Semne de circulație. Mirele. Foarte creativ, bravo. Super. Super. Păi semne de circulație. 6 cuvinte. Canapea. Frumos ai făcut-o. Exact sub cascada ai făcut-o. Da, oricum. Scuzați-mi talentul. Da, bun. Da, talentul lui Mirel, sigur că da. Cineva recomandă, familia. 6 puncte așadar, 6 cuvinte citite de Mirel și de Cristi. Continuăm cu cuplul format din Doru și Naomi. Și ei s-au cam așa ciondănit puțin, dar cine... desenează, cine pictează. Bun, mergem mai departe. Ia să vedem, hai că începe bine. Stai, stai, așteaptă să dau start. 3, 2, 1, go! Ia, ce faci, Naomi? Ce e acolo? Ia, Naomi. Floare. Așa e. A, l-ai făcut bine, mă. Ghivești cu flori. Tort. Da. Dar nu te mai duce, mă, pun acolo. Stai că să lasă-o în pace să gândește, așa. Hai, ia, artistul au nevoie de... Artistul creează... singurătate. Un copil. Un copil care râde. Nu văd. Cu sabie, sabie. Un copil cu umbrelă. Un copil cu... cu... un copil cu sabie. Un copil cu sabie. Zi pas. Pas. Naomi, poți să stai aici așa dacă tot faci cu stânga sau așa mai încoace, nu poți, nu, tot acolo. Bine, stai tot acolo, n-avem ce să facem, asta e. Nu, 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 da, na, mi-ar plăcea ca să vadă și oamenii de acasă ce se... ce este aceea? Ce este, Dorule? Doru, așa... pas. Pas. Nu mai ai voie să zici pas. Ultimele 30 de secunde. Gogoașă. Yamato. Pâine. Pâine. Mai desenează ceva pe lângă ea. Fă ceva lângă, să-mi dau seama. Fă ceva lângă. A făcut ceva lângă. Măr. Pară. Portocală. 3, 2, 1, s-a terminat. Pepene. Pepene, bă, Dorule, pepene. Chiar nu te... Deci, atenție, Naomi, atenție. Naomi, Naomi, nu te... vină puțin dacă tot... Ia, ia să vadă stimații noștri telespectatori. Acesta este un pirat. Aici cred că s-a apropiat cât de cât. Aceasta este o varză. Am făcut frunzele din interior. Acesta este un pepene și acesta v-ați lămurit ce e, nu? Da, un tort, am zis. Un tort, da? Bun. Au bravo, pierdut Naomi și cu Doru. Au știut un singur cuvânt, Naomi și cu Doru. Și scorul final al acestei prime ore de desen, 5-2 în favoarea faimoșilor. Ei sunt cei care câștigă și când vor ajunge acasă la ei, o să se bucure de o mare, mare, mare surpriză! A fost o seară foarte frumoasă, prima oră de artă, oră de desen, spuneți cum vreți, cu artiștii voștri.
cu războinicii și cu faimoșii și vă mulțumesc. Sper că v-ați simțit bine și voi și cei de acasă. Like a tsunami, sorry, 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 I just can't contain myself, no lies. If you can take me higher, put my money on.